Inspectorii de muncă au finalizat cercetările în cazul morții angajatului DSP Adrian Dobrin. Acesta a fost confirmat cu COVID și a decedat după ce aparatul de oxigen al ambulanței cu care era transportat spre București s-a defectat. Reprezentanții ITM Gorj au trimis rezultatul cercetărilor la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești. În material se arată că DSP nu a raportat incidentul ca accident de muncă și nu a instruit suficient personalul. Cu ocazia cercetării evenimentului s-a constatat faptul că la data producerii evenimentului, Dobrin Adrian Virgil se afla la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. DSP Gorj a fost sancționată cu amendă în valoare de 10.000 de lei pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă la termenele stabilite de acesta și cu amendă de 7.000 de lei pentru necomunicarea evenimentului, se arată într-un comunicat de presă. Inspectorii ITM au mai comunicat faptul că Direcția de Sănătate Publică Gorj a fost sancționată contravențional cu 6.500 de lei pentru neasigurarea unei instituții construiri suficiente pentru fiecare lucrător.